Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Știți, îmi plac oamenii credincioși. Îmi plac oamenii care au povești frumoase de viață și credință și știu să și le expună. Dar îmi plac oamenii care după ce au venit la Jurnal de Credință, nici nu s-a terminat bine emisiunea și îmi spun: oh, a fost prea puțin timp. Ce mă fac? N-am spus chiar toată povestea. Și cum lucrul acesta este interesant pentru mine și provocator, și când mai primesc și mesaje din partea dumneavoastră care spun: oh, dar am vrea să-l mai vedem. Deja cred că știți despre cine vorbesc. Este vorba despre Giuliano Enache. L-am cunoscut împreună acum câteva săptămâni. Exact asta s-a întâmplat. După emisiune îmi spune: dar mai aveam atâtea să spun. Vă dați seama ce am simțit? Dintr-o dată, curiozitatea mea a luat așa forme îngrijorătoare și în momentul în care a întâlnit invitația dumneavoastră de a-l mai chema, ei bine, în clipa aceea mi-am spus: trebuie să-l mai avem la Jurnal de Credință. Bine ai revenit, Giuliano Enache. Mă bucur să fiu din nou aici. Și nu ești singur, ești împreună cu Diana Banciu. Bine ai venit, Diana! Bine v-am găsit! Eu știu răspunsul la întrebarea aceasta, pentru că este chiar în dreapta ta. Deci ce mai trebuia să ne spui? Multe, dar un lucru sigur. Că ești logodit, că iubești și că și aici, în povestea aceasta, tot Dumnezeu este cel care a scris frumoasa poveste de dragoste dintre voi. Și avem la dispoziție nici mai mult, nici mai puțin de 55 de minute să spunem o poveste de viață, credință și dragoste. Merită să rămâneți până la sfârșit. Așadar, exact așa s-a întâmplat. S-a închis emisiunea, s-a încheiat emisiunea și tu spui, dar cu o față șocată așa: cum s-a terminat emisiunea? Dar nici n-am apucat să spun toată povestea. Îți dai seama ce ai declanșat în mine? Și așa cum spuneam, pliat mesajul tău pe mesajul celor de acasă, iată-te din nou aici. Deci ce mai aveai să ne spui? Am fost acum o lună la Tinerețea e o artă. Și au fost două emisiuni, pentru una eram pregătit cum să fii bun într-o lume incorrectă și al doilea era Partenerul înainte de căsătorie. Și zic: nu, eu n-am ce să fac la emisiunea asta, că eu nu știu nimic, adică eu n-am niciun partener, eu n-am nicio variantă ca să pot să vorbesc aici. Însă o să spun ceea ce fac în prezent. Și mi-aduc aminte că era acolo pastorul Sorin Ionescu și în acea emisiune am simțit că ridic numele lui Dumnezeu la înălțime și îi dau o provocare mare. Pentru că am spus așa: eu vreau să dau la o parte toate variantele de a-mi găsi un partener, să nu mă orientez după holie, după mintea mea, după ce spun prietenii, după ce spune societatea, ci vreau să urmez exemplul Bibliei. Și am zis așa: la început, Adam era singur în grădina Edenului și avea o misiune de la Dumnezeu. Și în momentul în care misiunea lui a devenit atât de mare încât să aibă nevoie de un ajutor potrivit, atunci Dumnezeu i-a creat un ajutor potrivit. Și am spus așa: eu mi-am selectat din Biblie câteva caracteristici din cuvântul lui Dumnezeu despre cum ar arăta femeia perfectă din punctul lui Dumnezeu de vedere. Și fratele pastor mi-a spus: a, păi asta nu înseamnă că tu stai toată ziua cu mâinile în sus și ar face pe toate. Uitându-mă acum în dreapta, aș putea face și treaba asta. Însă după acea emisiune eram cu inima mică, fiindcă eu practic pusesem totul în baza lui Dumnezeu. Fratele pastor meu, Giuliano, dar stai așa că nu-i chiar așa, că au fost doar două cazuri, că a fost Isaac, că a fost Adam și cam atât. Nu trebuie să te aștepți acum să pici așa din cer de la Dumnezeu. Însă, acest Dumnezeu pe care dacă îți pui toată încrederea în El și n-aveam nicio variantă la orizont, deci în perioada aceea mă uitam așa peste tot și spuneam: eu nu văd niciun partener potrivit pentru mine. Și azi e în dreapta ta. Și azi e în dreapta mea. E atât de minunat modul în care Dumnezeu a lucrat. După emisiunea aia, la o săptămână, am avut întâlnirea. Povestea voastră chiar este o poveste specială, spectaculoasă, aș putea spune. Scrisă acolo, sus, n-ai cum să nu vezi. Diana, sunt așa de fericită că ești astăzi aici. Povestea ta este o poveste, așa cum spuneam, de genul wow. Hai să începem povestea. De unde vă las pe voi,
să alegeți exact punctul de la care începem. Cu siguranță și tu trebuie să fi fost într-un moment în care îi spuneai lui Dumnezeu ceva despre dragoste și partener, sau nu? Cu siguranță, da. Cu siguranță, și văzând în jurul meu foarte multă toxicitate și fete care sunt foarte triste datorită relațiilor toxice și băieți care își bat joc de fete, mi-am făcut o listă. O listă foarte lungă. Dar eram pe deplin încredințată că se va întâmpla. Noi trebuie să-i cerem lui Dumnezeu foarte mult pentru că El ne poate da foarte mult. Și am început să-mi așternă toate criteriile unui viitor soț pe acea hârtie. Și nu mai terminam. Am scris vreo 3 sau 4 foi. Și când m-am uitat la sfârșit, intervenise necredința. Nu, clar, nu există un bărbat care să îndeplinească fiecare criteriu de pe aceste foi. Până l-am găsit pe Giuliano. Și nu bifa în fiecare zi cât un criteriu, ci în prima zi le-a bifat pe toate. Mai tu ești foarte îndrăgostiță. Ai și de ce? Cu siguranță sunteți și îndrăgostiți, dar sunteți și foarte credincioși. Ca să putem înțelege experiența mai bine, hai să înțelegem background-ul spiritual și tot drumul pe care Dumnezeu l-a făcut și l-a parcurs cu tine ca să ajungi la momentul așa sincronizat, perfect de Dumnezeu, așa încât foarte repede v-ați cunoscut, foarte repede v-ați dat seama că sunteți unul pentru celălalt pus deoparte de Dumnezeu. Așadar, când a început interesul tău? Cine ești, Diana, din punctul acesta de vedere? Interesul tău pentru Dumnezeu. Interesul meu pentru Dumnezeu a început urmă cu 4 ani. Căutam liniștea, dar nu o găseam în niciun loc. Și nu o căutam într-un loc, ci o căutam în obiecte, în oameni, până am zis stop. Nu trebuie să-mi găsesc liniștea în oameni sau în obiecte care astăzi le am și mâine dispar. Cred că acum 4 ani trebuie să fi fost aproape adolescentă, nu? Aproape adolescentă, aproape da. Adolescentă. Oare ce probleme are un adolescent? Deci caută liniștea, că de obicei adolescenții nu-și caută liniștea, ci își caută să fie în mijlocul acțiunii. Erau ascunse foarte multe frustrări. Nu îmi vedeam viitorul asigurat. Voiam ceva nou. Nu voiam să mă încadrez în tiparul acela de fete, sunt frumoasă, arăt bine, pot să fac față acestei lumi. Voiam totul să se bazeze pe puterile mele, intelectual, și nu găseam asta în anturajul în care eram. Și de fiecare dată îmi puneam un semn de întrebare. Nu este ok unde sunt, dar îmi plăcea să rămân acolo, pentru că nu-mi doream o autoritate asupra mea. Gândul de a avea autoritatea lui Dumnezeu asupra mea mă înfricoșa, pentru că nu mai puteam eu să iau decizii, nu mai puteam să fac ce vreau de capul meu, să mă aflu unde vreau eu, cu cine vreau eu, și trebuia să renunț la foarte multe lucruri, foarte multe lucruri care îmi dăunau, dar îmi plăceau. Și am început pas cu pas, dar am căutat în toate modurile posibile și în toate locurile, dar fiecare loc îmi luau din energie. Ce înseamnă din toate locurile? Adică am încercat în fiecare confesiune să-L găsesc pe Dumnezeu, dar nu am găsit. În fiecare confesiune mergeam, mă simțeam bine, dar trebuia să fie o ruptură. Cineva să comenteze ceva, o privire, o învățătură. Dar în propria ta familie nu era obiceiul acesta al închinării la Dumnezeu, mersul la biserică? Da, dar părinții sunt ortodoxi și închinarea este mai mult o formalitate. Ok. Și eu nu voiam acea formalitate. Urmând și poruncile lui Dumnezeu să ne închinăm la un chip cioplit, eu am plecat de la asta și am zis, Doamne, eu nu pot să mă închin la ceva ce nu simt și nu văd. Nu văd cu sufletul. Și atunci am început să caut. Categoric, părinții s-au împotrivit. Pentru că vedeau în mine schimbare, vedeau că nu mai eram aceeași fată răzvrătită și că făceam ce voiam și ajungeam când voiam acasă și mă comportam cum voiam. Și când am început cu adevărat schimbarea, s-a văzut. Și toți prietenii pe care îi aveam atunci s-au îndepărtat și familia s-a îndepărtat și căutau în mine numai defecte. Dar defectele pe care ei le vedeau în mine, de fapt, erau calități care deja erau conturate de Hristos.
Bun, până la urmă ai reușit să găsești un mediu care să te ajute să ajungi la astfel de concluzii. Mi-ai spus că ai încercat mai multe locuri, nu erai satisfăcută. Trebuie să fi fost un loc care, mă rog, să te fie ajutat să ajungi la astfel de concluzii care să te ajute să te schimbi suficient de mult încât să nu mai fi fata dinainte și să nu placi anturajului, vechiului anturaj. Acum, chiar acum 4 luni, tot aveam întrebări și ascultam foarte multe predici în care se spunea să sfințiți sabatul. Și înainte nu eram de acord cu asta. Cum să mă închin sâmbăta când toată lumea se închină duminica? Și aveam urechile închise, ochii inimii închiși și a trebuit să caut. Dar din nou nimeni nu m-a ajutat și am căutat singură. Am pus mâna pe Biblie și am zis, Doamne, acum Tu trebuie să-mi vorbești. Și în acel moment chiar Dumnezeu mi-a vorbit. Dar nu era suficient să cercetez Biblia, ci trebuia să cercetez și locul. Și am cercetat. Am ajuns în Biserica Adventistă și acolo m-am simțit plină de pace și nu doar pace. Am simțit adevăr, am simțit credința adevărată, am simțit liniște și am zis, acesta este locul. Însă înainte de Biserica Adventistă, tu reușiți să intri și să găsești și să consideri locul potrivit pentru tine într-o altă biserică neoprotestantă. Da. Am să am o a doua întrebare, dar mai întâi haide să mergem la prima întrebare. N-ai avut acela simțământ ca și acum 4 luni, faptul că în sfârșit ai ajuns într-o biserică diferită care îți poate oferi cadrul suficient de potrivit ca să te apropii de Dumnezeu. E vorba de Biserica Pentecostală. Am avut, însă ceva nu se lega pentru mine. Ceva tot mă ținea să mă dezvolt spiritual. Nu era o dezvoltare spirituală în adevăr. Și simțeam lucrul ăsta, dar din nou mă complăceam. Am zis, am găsit aici, rămân aici, nu trebuie să mai plec de aici. Pentru că dacă plec de aici, cu siguranță mă voi întoarce la vechea eu. Și nu voiam să mă întorc la vechea eu. Am simțit liniște și acolo, dar nu liniștea de plină a lui Iisus Hristos. Simțeam liniște pentru că eram bombardată cu idei, eram bombardată cu fel și fel de predici, nu trebuie să pleci de aici, nu te faci așa, nu faci așa. Dar până am avut curajul să o fac, am simțit cu adevărat liniștea de plină. Și asta s-a întâmplat, înțeleg, acum 4 luni, când ai descoperit un adevăr nou, care face parte, curios, tot din legea lui Dumnezeu. Nu știu, niciodată n-am înțeles treaba asta, cum poți să ții 9 din 10, că și porunca sabatului este tot în lista celor 10 porunci. Adică este foarte intuitiv, este foarte simplu să faci lucrul acesta. De aceea nu mă surprinde când un tânăr care începe să citească Biblia și ajunge la cele 10 porunci spune, da, și asta e, ce fac cu ea? O împachetez, o arunc? Nu, n-am cum să o arunc. Bun, deci tu n-ai aruncat-o, nu te-ai împiedicat de ea, n-ai dat-o la o parte, ci ai început să pui întrebări. Mi-a plăcut foarte tare că interesul acesta a apărut chiar când erai acasă și chiar i-ai spus mamei tale că ai descoperit sabatul și nu știai dacă există cineva care ține sabatul. Da. Și mi-a plăcut răspunsul mamei tale, care avea o prietenă, da, și prietena respectivă și a spus, uite, eu știu o biserică, un loc, da, 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 unde te-a îndrumat. E foarte interesant că nu ți-a blocat. A fost un lanț, un lanț de credință. Și da, nu te-a blocat, ci din potrivă a lăsat ca informația să curgă. Să curgă până la tine. Așadar, ai aflat că există și un loc și niște oameni care țin sâmbăta și te-ai dus la biserică. Da. Ai început să te simți bine, da, tocmai într-o familie. Ca într-o familie. Da. Dar spiritul acesta de familie, în general, în bisericile neoprotestante, este destul de bine conturat, dar atunci când ai și cumva lejeitatea și siguranța că spui, uite, am descoperit adevărul ăsta, n-am știut, și vine la pachet cu binecuvântarea lui Dumnezeu, ești fericit. Bun. Încheiem capitolul acesta. Dar iar astăzi ești aici. Continuă, te rog. Cum este cu relația de dragoste? Ai început să-i vorbești lui Dumnezeu? Te simțeai singură? Sau ce s-a întâmplat? Am avut o... Pentru că el, știu ce, o să ne spună și el ce a făcut. Am luat parte la foarte multe relații ale prietenelor care erau eșuate și ascultându-le, mi-era frică să nu trec și eu prin asta. Și atunci mi-am pus din nou un semn de întrebare. Doamne, da, dacă trec și eu pe aici, nu vreau să trec pe aici, nu vreau să cunosc suferința asta.
Și atunci am început să creez acea listă. Doamne, nu vreau să pățesc cum a pățit prietena mea. Deci bărbatul meu nu va trebui să fac așa, să fac așa, să fac așa. Va trebui să fac așa, să fac așa. Și în ziua când acum vreau să spun ceva, te rog să arunci lista, pentru că Dumnezeu te va surprinde, pur da, și simplu, da, da, da. Ca de fiecare dată frumos. Așadar, de aici a pornit. Nu vroiai da. Să ți se întâmple lucruri pe care le știai și le văzuse în viața altor prietene ale tale. Da. Care era cea mai mare teamă? Să nu fiu înșelată. Să nu fii înșelată. Da. Giuliano, ai auzit. Domnul Iisus a auzit. Domnul Iisus a auzit, îmi place răspunsul tău. Așadar, mergem mai departe. Da. Lista făcută, rugăciuni făcute și ce și s-a întâmplat? Stăteam într-o zi și navigam pe Instagram. Și m-am abonat la o pagină adventistă. Și de acolo la sugestii a apărut contul lui Giuliano. Hai să văd. Și am început să citesc fiecare postare. Și mă atrăgea din ce în ce mai mult. Doamne, cum vorbește băiatul ăsta. Doamne, cum vorbește băiatul ăsta. Știam că este băiat doar datorită numelui. Nu am avea și fotografia. Și fotografia, dar nu am mers puțin mai jos să văd că avea mai multe poze postate cu el. Ci am parcurs doar pe pozele unde își descria sentimentele, experiențele. Și citind acolo am bifat deja două căsuțe pe listă. Și am zis, Doamne, chiar îmi place ce văd. Și m-am rugat două zile. Două zile m-am rugat dacă trebuie să-i scriu sau nu. Și am început să mă rog și să cer înțelepciune. Doamne, dacă voi greși, arată-mi lucrurile ăsta să nu merg mai departe. Și rugându-mă, am văzut că Dumnezeu nu-mi pune stop și am zis, trebuie să-i scriu. I-am scris, dar nu am lăsat mesajul și l-am anulat imediat. Și după din nou i-am scris, fie ce-o fi eu îi scriu, vreau să știe părerea mea despre ceea ce scrie el. Și nu mai știu exact ce i-am scris, dar știu că am scris... Spune el, e imposibil să nu știe el. Știu că i-am scris că l-apreciez foarte mult pentru ceea ce scrie și că sunt uimită că mai este tineri care pun amprenta pe Iisus Hristos și nu pe sine. Asta m-a atras foarte mult la el, că nu pune amprenta pe exterior, ci pe interior. Și vedeam asta din postările lui. Și imediat după aceea mi-a răspuns și el, îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Stai puțin, dragă mea. Stai puțin da. Să mai și respirăm. Stai puțin. Așa, ia să auzim și varianta lui Giuliano. Pe partea asta altă era lucrarea cealaltă, în care eu eram în expectativă. Ilie îi adună pe toți pe munte, spune, Domnul va coborî foc din cer, dar nu vede niciun foc la orizont. Nu vedeam pe nimeni la orizont. Din tot ce mă uitam eu așa în zare, cu binoclu, de nimic. Nici o fată. Nimic. Eram Petru pe ape, dăduse toată noaptea la pește și a doua zi era la țân cu barca goală. Și de când mi-am făcut și eu lista, fiindcă am zis așa, măi, noi dacă cerem, spune acolo un verset că voi cereți, dar nu primiți pentru că cereți după mintea voastră. Și am zis, Doamne, eu nu vreau să cer această femeie să fie după mintea mea, ci vreau să o văd prin filtrul tău, adică prin cuvântul tău. Așa că eu aveam lista, între timp eram și-o contactat de mai multe părți, dar nimic nu se potrivea cu lista. Și văzând treaba asta, chiar ajunsesem în punctul în care spuneam așa, Doamne, dacă vrei să fiu ca Pavel, ok, eu să fiu capabil. Deci îmi luase în gândul. Am zis, ok, venirea ta e aproape, tu ai nevoie de mine să fiu intact doar pentru tine, gata, asta e, nu, asta e. A, ok, am înțeles. Mami zicea, nu, Giuliano, tati la fel, mă, tu nu ești construit să rămâi singur. Și zic, da, dar tu nu vezi că nu mai e nimic? Nu e nimic, în fața mea e beznă totală, nu văd nimic. Exact în punctul ăla în care nu vezi absolut nimic, însă în continuarea încrederea mea era, Doamne, în fața tuturor oamenilor am spus că tu vei găsi. Exact cum i-ai găsit lui Isaac. Exact așa o să-mi găsești și mie. Eu sunt orientat pe misiunea ta. Punct. Și mi-a scris mesajul. Știu că eram afară și mergheluiam la mașină. Și când am primit mesajul ei, m-am uitat așa, fugar peste tot ce scrie. Am luat telefonul, l-am băgat în buzunar și am zis, ăsta e un mesaj special. Ăsta o să-l citesc diseară, când ajung în casă, îmi fac baie, mănânc, sunt liniștit și apoi sunt 100% pe mesajul ăsta. Și după ce l-am citit,
am fost așa, am simțit că sufletul îmi este umplut și uns. Și, Beatrice, vreau să mărturisesc că m-am uitat la un film cu mătușa mea, un film indian, și vedeam dragostea aia atât de pură și inocentă încât nici nu se atingeau, adică totul era așa din priviri. Și zic, Bella, uite, așa o relație vreau și eu. Și după ce am început să vorbim și să o cunosc la interior, am început să am fluturi în stomac. Și nu mai avusesem așa ceva niciodată și zic, wow, deci așa e, tremura ființa în mine. M-am dus la tată într-o zi, zic, tată, sunt îndrăgostit cu adevărat. Dar tu n-o văzusei. N-o văzusei. Este să spun o întrebare. Deci, cam mie îmi place răspunsul la întrebarea asta. La cât timp de la citirea mesajului ai avut un fluturi în stomac și ai făcut și un lucru? Te-ai urcat în tren și te-ai dus la Constanța. N-am spus, Diana e din Constanța. Deci, cam a doua, a treia zi am început să am fluturi în stomac. Că prima oară am zis, băi, ok, e special, am înțeles, bine, dar să vedem următoarea zi. Și apoi a început să fie acea curtare în care amândoi ne situam pe un teren și fiecare venea, știți că la început dacă ai frici și insecurități, nu-ți permiți să te deschizi cu totul. Însă noi doi aveam ceva și după cum vedeți și astăzi avem ceva. Fiecare dintre noi avea o relație cu Iisus. Eu când am cunoscut-o pe Diana, eu îl țineam pe Iisus de picior și ziceam, Doamne Iisuse, ea e? Dacă ea e, atunci să facă asta. Și în două minute făcea ce am cerut lui Iisus. Uh-huh. Și după aia eram, aolo, ce necredincios sunt, te rog, iartă-mă, nu mai gata, nu-ți mai cer nimic, nu-ți mai zic nimic, ia, am înțeles. Ok, Doamne Iisuse. Și vorbind împreună, văzându-L pe Iisus în ea, ea văzându-L pe Iisus în mine, lucrurile deja se desfășurau altfel. Și așa am intrat în săptămâna credinței. Pentru că eu am zis, nu se poate, ești o minune. Eu sunt Toma Necredinciosul, eu accept să fiu Toma Necredinciosul până nu pun eu mâna și nu văd eu cu ochii mei, eu sunt Toma Necredinciosul. După aia reveneam eu și începe aia. Eu sunt Toma Necredinciosul, eu până nu te văd. Și după 3 săptămâni am văzut. A fost mai întâi săptămâna credinței. După aia am zis, ok, acum hai să intrăm în săptămâna răbdării. Noi ne mutam, n-aveam nicio șansă să ne vedem, că eram de dimineața până seara, eram super ocupați. Și apoi am intrat în săptămâna îndelungă-i răbdări. Așa este când ești tânăr și sentimentele de dragoste încep să se contureze, săptămâna devine așa, cât anul. Da. Cât anul, da. Dacă nu chiar cât mai mult de an. Așadar, prima săptămână ce a fost tatonarea, a doua săptămână răbdarea și cunoașterea și a treia săptămână decizii importante. Și când v-ați văzut, cum a fost? Îmi place să vorbesc cu voi acum, noi am tot zâmbit și... Dar ducându-ne și pe latura absolut profund și serioasă a ceea ce vi s-a întâmplat, trebuie să vă mărturisesc că și eu am avut acela simțământ și cei care s-au îndrăgostit cu siguranță simt lucrul acesta și cu atât mai mult cu cât te rogi lui Dumnezeu că vrei ca persoana respectivă, nu e nimic imposibil, ca doar în 3 săptămâni sufletul tău să-ți spună prin toți senzorii pe care Dumnezeu îi activează e persoana potrivită. Pentru alții nu e suficient niciun an sau nu sunt suficient nici 2 ani, dar pentru alți oameni 3 săptămâni sunt suficiente. Și la cum ești tu fiul tunetului, vârtejului, nu putea să fie mai mult, mai târziu sau mai repede. A fost exact cum trebuia. Așadar, întorcându-ne la Dumnezeul acesta care mișcă inimi, care... Ce simțăminte vă crea în perioada aceea, care nu este foarte departe de momentul în care noi stăm de vorbă, dar care sunt acele sentimente care vă făceau să vă simțiți în siguranță și să spuneți de la Dumnezeu e asta. Am încredere că El, că nu mă înșel, că e frumos. Eu... Și ea este frumoasă. N-ai cum să nu reacționezi vizual și să inima ta să nu vibreze. Dar noi știm, nu? Că dincolo de inima trebuie să avem siguranța că e de la Dumnezeu. Până aici și dacă n-aș avea credință, aș zice, cu adevărat e ceva la mijloc. Eu la el aveam siguranța că ne rugam împreună. Așa. Deși eram la distanță, ne rugam împreună.
și spuneam împreună amin și ne împărtășeam după aceea experiențele. Și asta a fost o siguranță concretă pentru mine, că este de la Dumnezeu. Și mai e un lucru pe care l-am făcut. Am decis să nu ne auzim la telefon, să nu ne sunăm video call sau să ne trimitem poze până în clipa în care ne vedem. Deci vă știați cumva doar dintr-o fotografie, nu? Nu, deloc. Deci deloc. Eu am văzut, când am intrat repede pe Instagram-ul ei, am văzut că avea două poze acolo. Imediat le-am salvat, fiindcă ea după aia și-a șters tot. Și-a șters orice poză. De ce ai șters? Nu știu de ce am șters. Dar voiam să am o altă perspectivă a paginii mele de Instagram și nu voiam să mai apar eu, ci să arăt doar slava lui Dumnezeu. Da, a rămas totul doar despre Dumnezeu pe Instagram. Wow! Și am zis ok, și facem practic treaba asta. N-ai văzut-o, nici tu nu te-ai uitat prea mult la foto. Deci am văzut două poze. Dar din două poze nu poți să-ți dai seama foarte mult. Una era alb-negru și alta era mai... și în același timp, deci în același timp și-o recunosc. Eu am o problemă la ochi. Problema mea este că dacă nu e frumos, pentru mine e o treabă. Adică nu, n-ai cum să... Nu, mintea mea e cu o problemă. Recunosc că am această chestiune. Însă în lista mea eu nu i-am cerut Dumnezeu să fie frumoasă. Pentru că eu n-am găsit în Biblie să scrie femeia ta trebuie să fie frumoasă. N-am găsit asta. Și nu i-am pus lui Dumnezeu. Și a fost o încercare foarte mare pentru mine. Deci aveam teama amestecată cu îndoială, însă în același timp știam că brațul credinței trebuia să le smulgă pe astea două, să le arunce din mintea mea. Și atunci am zis, ok, mergem și mai departe. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu și mai multă. Nu ne vedem la față, nu ne vorbim audio, decât scriem. Și practic noi ne-am creat toată platforma de împreună simțire, exact cum a fost relația noastră creată cu Iisus. Cu Iisus am creat-o prin studierea cuvântului său. Nu l-am văzut, dar în această platformă a cuvântului l-am cunoscut pe Iisus. Și dacă l-aveam pe acest Iisus cunoscut prin această platformă, așa l-am invitat să pășească și în platforma noastră a cunoașterii. Fiindcă a fost o cunoaștere de la interior la exterior. Normal o vezi, îți place și ai tendința să pici în acea capcană de a fi atras de cum arată omul respectiv. Însă dacă se întâmplă invers și dacă înainte de a vedea cum arată omul respectiv, cunoști cum arată inima omului respectiv. E interesant că amândoi ați vrut același lucru fără inițial să vă propuneți, ci ea a șters fotografiile pentru că asta gândea. Tu n-ai trecut pe listă să fie frumoasă pentru că ți-ai dat seama că ai o problemă. Da. Și ai luat decizia, nu vreau să o văd, lasă. Mai bine să cunosc și să începem să vorbim. Zis, Doamne, foarte tu știi, interesant. Tu știi cum sunt. Așa am zis. Doamne, tu știi cum sunt. Sunt sigur că nu o să-mi dai ceva care să-mi facă rău, ci o să-mi dai ceva care să-mi testeze credința și să mă facă să mă încred și mai mult în brațul tău puternic. Și chiar dacă la început filtrul minții mele s-ar putea să fie buruiat, sunt sigur că împreună cu tine, prin procesul prin care trec, tu o să dai tot solzii mei la jos, fiindcă sunt și eu cu probleme și o să-mi arăți că tu privești la altceva. Tu privești la frumusețea interioară mai întâi. Restul e un bonus. Carcasa se duce, îmbătrânești, dar cu cine rămâi după aceea? Cu prietenul cel mai bun. Trebuie să rămâi cu prietenul cel mai bun, pe de o parte, acel prieten care este prieten cu Iisus. Amin. Fiecare suntem prieten cu Iisus. Bun. Și despre ce vorbeați? Astfel încât, iată, v-ați simțit încurajați. Care erau micile voastre conversații care... Seara vă făceau să spuneți încă un pas înainte, n-au fost trei înapoi. Și așa cum spunea Diana, s-a bifat totul dintr-o dată, ea nici nu s-a aștepta, știi, ca în lista aceasta să fie totul foarte bifat. Foarte multe discuții ale noastre se bazau în acord cu Dumnezeu. Când am pornit la drumul acesta, am zis amândoi în acord cu Dumnezeu. Și nu ne plănuiam să avem un subiect anume, ci veneau de la sine. Am primit și mulțumesc Domnului darul de a scrie. Și scriind, îi ceram lui părerea. Ce părere ai despre asta? Ce părere ai despre asta? Și el, vai, mai dăm. Haide să postăm, haide să scriem, hai să retușăm aici. Și pasiunea lui, cu care m-a ajutat și pe mine să cresc și să mă dezvolt în relația cu Dumnezeu, din nou era încă un check pe listă și încă o siguranță. Am hotărât așa și am zis, noi dacă vrem să ne dezvoltăm infinit, avem nevoie clar să știm că Dumnezeu este capul, El este regele nostru și El ne conduce. E textul ăla din Noul Testament care spune Pavel că bărbatul este coroana și femeia este slava bărbatului.
Și atunci am zis, iubita, dacă eu privesc la Iisus Hristos în continuu, de la El o să luăm misiunea, fără El noi nu facem niciun pas înainte, pentru că dacă El ne-a dus împreună, El are și planul pentru noi. Și am zis, ok, acum hai să ne dezvoltăm pe baza cuvântului. Ne-am luat cărți, am început să citim Scrisoare către tineri îndrăgostiți. Am zis, ok, suntem îndrăgostiți, hai să citim Scrisoare către tineri îndrăgostiți. Hai să extragem ideile de acolo, hai să ni le însușim. După aia, pasul 2, binefacere. Tu propui o carte, eu propun o carte. Și împreună ne citim, împreună ne dezvoltăm, împărtășim subiectele de acolo. Eu pe o parte fac evangelizare, iar pe cealaltă parte face evangelizare. Povestim experiențele, noaptea facem listă de rugăciune și ne rugăm pentru oamenii pentru care am făcut evangelizare. Și astfel amândoi ne-am pus în slujba lui Dumnezeu. Asta vreți când... voi să faceți. Da. Asta vreți voi să faceți. Da. Misiunea noastră este slava lui Dumnezeu. Wow. Ce spun cei apropiați ție, Diana? Cei mai mulți nu crezi că te grăbești? Însă asta discutam și cu Julie acum câteva zile și am ajuns în acordul că cuvântul grăbit înseamnă necredință. Și pentru la noi nu există necredință, ci totul este în acord cu Dumnezeu, iar Dumnezeu dacă ne-a binecuvântat ca să vă întâlniți. Da. Și ne-a binecuvântat cu o potrivire excelentă care și pe noi ne-a uimit și încă ne uimește, nu cred că este o grăbire. Nu mi-ați spus cum v-ați întâlnit. Trebuie să fie interesant și aici o poveste. Mai ales că practic nu vă știați, nu vă știați glasul, nu vă știați nici bine trăsăturile, cum arătați. Ia să vedem cum s-a întâmplat asta. Ea a spus că o să vină în București o săptămână de zile ca să facă consiliere cu o doamnă. Și eu am spus perfect. Deci eu l-aveam în minte numai pe fratele pastor care îmi spunea Giuliano, las că o să vedem noi. Și zic, și eu i-am spus, o să o cunoașteți personal și o să o las pe ea să vă vorbească, eu nu o să zic nimic de ea. Nu, Giuliano, cu Isaac a fost doar unul, eu văd altfel. Și când a zis că vine, am București, zic, gata, sunt Isaac, nu mai am, eu sunt Isaac. Vine, ea m-a găsit, e perfect. Însă a fost un caz tumultos în săptămâna aceea. O rudă apropiată de a ei a făcut infarct și a intrat în comă în spital. Și atunci s-a dat povestea peste cap. Eu rămăsesem puțin setat la treaba asta, însă am spus, Doamne, Tu ai plan individual cu fiecare, Isaac e Isaac, conversație e conversație, eu trebuie să fiu și la greu și la bine, nu la bine și la greu. Mai întâi la greu și la bine. Așa că i-am spus, o să începem sabat împreună, scriem când ne vedem. Ea știa că eu sunt în București, repede m-am urcat în mașină, s-au anulat chestiile în ziua respectivă, într-un așa, fel. Așa, dintr-o dată. Da, s-au anulat, am zis, Doamne, mulțumesc pentru că mă duc acolo și nu cumpăr nimic în sabat, nu fac nimic în sabat, ci ajung fix când trebuie, plătit tot înainte. Și înainte să, cu 20 de minute să pună soarele, eram în Constanța și zic, iubita, am două vești pentru tine, cu care să încep? Și ce, începe cu aia, cu aia rea. Zic, vestea rea este că, și a zice, deja mă sperii. Și zic, vestea rea este că plouă rău și m-am udat. Și vestea bună este că sunt aici și am trimis o poză de unde eram, de la malul mării. Și ea era în stare de șoc. Stai să vedem și ea ce a văzut și ce a simțit. Eu eram la cumpărături cu fratele meu în momentul ăla. Și el mă tot întreba când ajunge acasă, când ajunge acasă, începe sabatul. Dar era 2:30. Zic, măi, ce are? Fratele tău te întreba lucrul ăsta? Nu, Julie. Și zic, acum ajung imediat acasă. La un moment dat n-am mai cumpărat nimic. Zic, Edi, hai acasă. Am ajuns acasă, mă schimbam. Și atunci mi-a dat el mesaj. Mă uit la telefon, am scăpat telefonul în momentul ăla. Și devenisem agitată. Tu chiar ești aici? Sigur ești aici? Și după aia am început să-mi cer scuze. Te rog, iartă-mă. Pentru că nu știam ce să fac prima oară. Stai că trebuie să mă aranjez, stai că trebuie să mă îmbrac. Dar ce m-a uimit din nou este că nu am pus preț să mă aranjez, ci am aruncat câteva haine pe mine și mi s-a dat, plec. Pentru că la noi când a început relația aceasta, a început prin credință și nu prin vedere. Și așa am dorit să o și continuăm. Și când am ajuns acolo... Și v-ați văzut unul... Ați bifat împreună? Am bifat împreună. Tu n-aveai ce să bifezi, clar, că da. Nu pusesei să da. Fie... Eu am zis, Doamne, merg doar pe mâna Ta și când mergi pe mâna lui Dumnezeu ești uimit în fiecare secundă. Nu trebuie să ai așteptări, trebuie doar să fii într-o stare în care să primești în continuu de la Dumnezeu, să fii uimit și să ai timp să digeri tot ce primești. Și ne-am dus la malul mării,
am stat puțin acolo și am zis, dacă Dumnezeu ne-a adus împreună, hai să ne rugăm. Ne-am rugat și atunci am zis, e momentul. Iubita mea, vrei să pășești cu mine în veșnicie? Și atunci am cerut-o în prima. N-am mai avut niciun dubiu. Am zis, Doamne, dacă Tu ai făcut lucrurile astea, singurii care pot să Te țină pe Tine pe loc, suntem noi oamenii și deciziile noastre. Când l-ai auzit, ce ai spus? Că oricum erai deja bulversată și emoționată, pentru că ți-a făcut o surpriză și te-a luat așa prin... I-am răspuns direct, până în veșnicie. N-am așteptat. Am zis, ăsta e momentul, trebuie să-i răspund. Până în veșnicie, ce frumos. Asemenea povești de dragoste și credință tot să auzi. Păi, dar vouă nu vă este teamă de nimic. Nu. Nu? Nu. Sunteți clar îndrăgostiți, dar de și credincioși. Că... Pentru că, acum, eu mai, așa, de culoarea emisiunii, mai zâmbesc, mai pun șugubăț să spunem o întrebare sau fac câte o remarcă, însă noi toți am putut vedea că la baza fiecărui gând se află Dumnezeu și sunt așa de plăcut surprinsă cum stați cu Bibliile și cum nu vă despărțiți de ele și le considerați asortate în contextul acesta, oriunde le asortați. Așadar, cu Dumnezeu nu vă este teamă. Da, voiam să zic că după ce am cerut-o, i-am spus... Dar tu acasă spuseai că vrei să faci lucrul ăsta? Nu, i-am spus, fii atent, eu n-am mai făcut niciodată treaba asta și eu o să procesez până mâine, sigur procesez tot ce s-a întâmplat. Cine a spus? Eu, i-am spus ei. Eu, în mintea mea, abia așteptam să mă întâlnesc cu Iisus, să vorbesc din nou cu El. Și i-am spus, Doamne, nu vreau să fac pași înainte, vreau să mai dai Tu sigur o confirmare. Noaptea aceea m-am dus acolo unde mă cazasem și am stat în rugăciune. Am zis, Doamne, e sabat, este ziua de întâlnire cu Tine, Te rog frumos să-mi spui dacă tot ceea ce fac este în acord cu Tine, fiindcă eu nu vreau să fac niciun pas fără Tine. Sau m-a luat valul, pur și simplu, când am văzut-o la malul mării, cât e de frumoasă, am zis, vrei să fii cu mine în veșnicie? Normal, fata a văzut și ea așa tot pachetul, da. Și tu te-ai dus și ai început să te rogi serios. M-am dus și am început să mă rog serios, fiindcă știu că fiecare pas pe care trebuie să-l fac și mai ales acest pas este unul, chiar dacă aveam toate, deci aveam din partea lui Dumnezeu toate confirmările că ea e. Dumnezeu era în ea, aveam toate confirmările, eram în acord, vorbeam aceeași limbă, eram în același spirit, totul era perfect. Însă, eu încă mai voiam confirmări din partea lui. Și eram, Doamne, ajută-ne credinței mele. Că uneori Dumnezeu îți dă niște daruri atât de frumoase, încât tu, dacă nu știi să le prețuiești, le dai cu piciorul. Am întâlnit multe cupluri care mi-au spus, ai fost sigură că era de la Dumnezeu? Da, totul era de la Dumnezeu, dar acum am ajuns aici. Zic, sigur, unul dintre voi a pierdut acea relație cu Dumnezeu. Când pierzi relația cu Dumnezeu, tu nu mai poți să-ți privești partenerul prin ochii lui Dumnezeu, fiindcă el este al lui Dumnezeu și tu vrei să-l transformi să fie al tău. Și tocmai de aceea m-am dus și am zis, Doamne, vreau să fie în acord cu Tine, nu cu mine. Eu sunt dat la o parte, mâine să-mi răspunzi. Și trebuia să mergem la Biserica Speranța în Constanța. Și a doua zi de dimineață, eu eram cu toate antenele... Orice era pentru mine, eram analiză, bam, check, calculator, era computer spiritual. Și îmi zice, nu mai putem să mergem la Biserica Speranța, că se face ceva cu ușile închise și nu merge. Ea nu știa că se numește comitet. Și am, bă, nu e posibil așa ceva, unde-i mai pomenit tu să nu merge? Zic, gata, e ceva, nu vrea să mă introduc acolo, se întâmplă ceva. Zice, mergem la Viile Noi. Zic, bine, mergem la Viile, dar totuși eu vreau să merg acolo. După lecțiune la Viile Noi, zic, iubite, dar totuși n-avem timp să ajungem acolo. Nu știam ce, până să aflu că-i comitet și să mă liniștesc, zic, bine. Când am ajuns la Biserica Viile Noi, era ziua recunoștinței. Și zic, Doamne, din prima mi-ai transmis un mesaj. Trebuie să învăț recunoștința. Ăsta e următorul pas după ce primești un dar de la Dumnezeu, să înveți recunoștința. Și în sabatul ăla simțeam că nu vreau să se mai termine programul de acolo. Ieșeau oamenii în față, iar spuneau cât de mulțumitori și recunoscători sunt pentru tot ceea ce au făcut. Și la un moment dat, spre sfârșit, fiindcă au mai rămas daruri, deci spunea experiența și lua darul. Și la sfârșit spune, e cineva care a venit pentru prima oară într-o biserică adventistă? Și a ridicat un nene mână. Eu eram în continuare acolo, stăteam frumos, vedeam ce se întâmplă. Și apoi întreabă, e cineva care a venit pentru prima oară la noi? Da.
Te invităm în față. Pentru ce ești recunoscător? Și am simțit cum Dumnezeu îmi pune pe inimă să fiu recunoscător pentru Diana. Pentru că de-aia eram acolo. Eram pentru a fi recunoscător pentru cireașa de pe tor și pentru a da mărturie altora despre faptul că Dumnezeu chiar răspunde la rugăciuni în momentul în care ești în acord cu El și în momentul în care, chiar dacă nu vezi nimic la orizont, tu rămâi pe credința aia acolo. De ce face Dumnezeu minuni în dreptul unor anumiți oameni atât de mari și mărețe? Pentru că oamenii ăia, chiar dacă nu văd nimic în jurul lor, în fața tuturor spun: eu îmi pun încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu lucrează, ține de Dumnezeu, este despre slava Lui, nu despre mine, nu despre cine sunt eu. Eu n-am nicio șansă, dar El le are pe toate. Tu ai avut frământarea aceasta pe care El a avut-o în seara, noaptea respectivă, s-a rugat și a spus lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i răspundă. Am avut-o și eu. Am ajuns acasă, mama m-a aștepta. Era așa de disperat că a uitat să ne spună că: Doamne, te rog să ne răspunzi. A zis: să-mi răspunzi? Da, și Dumnezeu a zis: da, să trăiești. Da, îmi imaginez că n-a fost chiar tonul acesta, înțelegeți, însă este... Da, așa, dar... Am ajuns acasă, mama m-a aștepta, a venit și el, au făcut cunoștință foarte rapid. Și după ce a plecat, a venit și mama l-a cunoscut. Foarte rapid. A dus-o acasă seara. Aha. Și i-a spus: mama, uite, știi ce a făcut? I-a zis? Nu. I-a zis, normal. A plecat. A plecat și se uită așa la mine: Diana, ce ai pățit? Cum să-i spui mamei că tocmai ai acceptat cererea în căsătorie la malumării unui băiat pe care îl știi de 3 săptămâni? Așa. Mama și zapă pe scaun, zic: mami, am o veste pentru tine, dar nu ți-o spun acum. O vei afla mai încolo, pentru că mai târziu, mai devreme trebuie să aflu ceea ce îmi spune Dumnezeu mie. Am plecat din bucătărie, nu trec 5 minute, vine mama: Diana, spune-mi. Mami, mai întâi trebuie să primesc răspunsul lui Dumnezeu, apoi vei afla și tu. Și noi am spus până în momentul când a venit el din nou și a făcut cererea de onoare. A făcut cererea de onoare și mama cum a reacționat? A fost uimită și același lucru: nu cumva vă grăbiți? Nu? Noi eu știm. Am răspuns, eu știam direct întrebarea și am răspuns până să termine, nu. Dar a acceptat. Da, a zis că ne dă binecuvântarea și că se bucură pentru că Domnul Iisus este între noi. Ce frumos! Ce frumos! Să știți că mai avem 8 minute. Am anunțat așa de, ca nu cumva când trec cele 8 minute să-mi spui, Giuliano: ah, păi s-au terminat minutele, iar eu mai aveam atâtea de spus, da? Deci 4 și 4. Dar împărțite astfel încât, glumesc, bineînțeles, felul în care veți simți nevoia să vorbim mai departe. Așadar, și tu te-ai rugat. Da. Și ai avut același simțământ, că el ne-a spus: Doamne, trebuie, dar a făcut-o cu atâta disperare, încât iată cum Dumnezeu a schimbat planul. El venise setat să ajungă la comunitatea Speranța. O mică ceva din ce ai spus tu, am nu știu la cum, biserică, și ați ajuns acolo. Am ajuns la biserică și a fost invitat să citească ceva. Și când îl priveam, primeam eu în același timp răspunsul: da, el este. Nu trebuie să mai mă rog în privința a vedea dacă chiar el este, pentru că el este. Dumnezeu îmi trimitea atât de multe răspunsuri: Diana, el este, Diana, el este. Dar Toma din trecut se reîntorcea și a zis: gata, Toma, astăzi tu dispar și rămân în credință cu Dumnezeu că el este. Ai pace acum. Măi, sunteți fericiți. Mai aveți 3 săptămâni până la momentul acela în care veți fi una, soț și soție. Vă felicit din toată inima, iar povestea voastră este atât de frumoasă. De fapt, poveștile de dragoste scrise împreună cu Dumnezeu n-au cum să nu fie frumoase. Au ingeniozitate, au miracol, au puritate, au standarde și au viziune și ținte. Un Dumnezeu viu. Un Dumnezeu viu și lucrător. Un Dumnezeu viu și lucrător. Când vă uitați așa în urmă și vă uitați unul la celălalt și vă spuneți povestea, vă vine să credeți că voi sunteți personajele acestei povești? De cele mai multe ori nu. De cele mai multe ori nu. Ce te face totuși să spui nu? Ce te face să spui da, probabil, uit, atunci când te uiți la el? Mă uit în trecut
Și mă minunez de fapt de binecuvântările înzecite pe care ne le oferă Dumnezeu. Și în fiecare zi sunt mult mai împuternicite celui ce crede, în primul rând celui ce crede. Și aleg în fiecare zi de fapt să cred, dar în același timp sunt uimită de ceea ce, de ceea ce primesc. El este un băiat crescut în biserică. Ne-a spus povestea lui în urmă cu ceva vreme aici și este genul băiatului care a crescut știind fiecare lucru despre Dumnezeu. Tot ce i-a trebuit lui a fost să testeze singur și a făcut lucrul acesta. Însă, în cazul tău, mie mi se pare mult mai greu să spui lui Dumnezeu da, într-o manieră atât de profundă și la o vârstă atât de mică să te desparți de tot ceea ce oferă lumea aceasta și să nu te uiți măcar înapoi așa. Cum îți explici? De unde? Am avut putere desăvârșită din desăvârșire și când am ales să merg pe calea asta am zis, Doamne, eu nu pot să fac. Ce ți-a plăcut atât de mult la Dumnezeu? Explică, pentru că cineva s-ar putea să se uite acum la tine și care să fie chiar nedumerit. Măi, fata asta trebuie să defileze pe podiumurile de modă, să facă modeling. Uite cât e de... Ce zice ea aici? Da, e frumos, o poveste de dragoste, dar cum să o înțelegi? Ce din Dumnezeu îți place atât de mult? Pacea, decis... în primul rând pacea, ceea ce în lume nu poți să găsești, credincioșia lui și liniștea din rugăciune. Iubesc să stau în rugăciune, pentru că atunci sunt doar eu cu Dumnezeu, doar eu cu cel mai bun prieten, care nu critică, nu înșală, nu minte, ci doar împlinește și stă alături de tine în orice moment ai fi. Asta m-a atras și mă atrage în continuare, până în veșnicie. Bun, ce planuri aveți? Ia spuneți, ce planuri frumoase, de la ce vă rugați acum, în afară de misiune, de ce faceți? Am cum vă pe petreceți acum timpul, pentru că tot prin corespondență se desfășoară. Da. Până la căsătorie, tot în felul acesta va fi. Am luat-o pe Diana și am spus o poveste. Și am spus că era odată un împărat care în fiecare an își chema tot poporul la el și le oferea în fiecare an cât un dar. Și toți stăteau la coadă și unii spuneau, domne, noi vrem un sac cu cartofi, noi vrem o vâz, noi vrem hăinuțe, noi vrem ce vrem. Însă într-un an s-a creat zarv acolo la corespondență și împăratul era nedumerit că el era obișnuit să zică dați, dați, dați. Și dintr-o dată nu mai spunea dați. Și au venit slujitorii, domne, se întâmplă ce? Ce se întâmplă? Chemați imediat să văd ce se întâmplă acolo. Și zice, spuneți, care e problema? Ne e rușine să vă spunem. Nu e, e inadmisibil așa ceva, împărate. Și spune împăratul, măi, aduceți omul să-mi spună care este problema. Și l-au dus în fața împăratului, să trăiți măria dumneavoastră, vă rog, spuneți. Împărate, știți, vedeți dealul acela de acolo? Da. Aș dori un palat și slujitori în el. Și atunci toți erau, nu se poate așa ceva, uitați câtă neobrăzare să vă ceară acest lucru. Împăratul l-a luat de mână, l-a dus în fața la toți locuitorii cetății lui și a spus, de când sunt eu împărat, niciun om n-a reușit să mă aprecieze la adevărata mea valoare. Dați-i dalul, construiți un palat și dați-i slujitori acolo. Și am zis, iubita mea, ăsta este Dumnezeu pe care îl slujim noi. Ăsta este. Și are atât de multe bogății și atât de multe lucruri pe care poate să le facă în dreptul nostru, încât dacă noi ne predăm ego-ul nostru și eu-ul nostru la o parte și ne așezăm amândoi în brațul lui puternic, pentru zilele în care trăim, Dumnezeu are o misiune specială. Iisus vine curând și noi avem o misiune specială. Și am zis, acum, hai să ne punem dorințe. Hai să ne punem dorințe în acord cu Dumnezeu. Și practic, viața noastră și planul nostru l-am predat în mâna Lui. Nu știm ceea ce urmează, însă știm că dacă în fiecare zi noi ne lăsăm sfințiți prin cuvântul Său și dacă ținem aproape de El în fiecare zi, vom ajunge să îndeplinim acea misiune pe care Dumnezeu a pus-o în dreptul nostru. Și da, mai sunt momente în care cădem, însă imediat Dumnezeu ne trimite avertizmente și spune, vezi că aici e așa. Ce înseamnă la voi cădere? Că nu dau seama. Când vă văd așa ținându-vă de mână, îmi dau seama că vă ridicați reciproc. Dar ce înseamnă o cădere? O îndoială sau ce înseamnă? Da, cădere înseamnă îndoială sau necredință sau... Temeri, frici. Sunt temeri, sunt...
Vreau să spun că diavolul stă în urma fiecărui om și să-l atace cu trecutul, cu tot felul de lucruri, unde știe că are portița mică. Cel puțin la început, și o să spun treaba asta, la început am văzut că ea în continuu voia confirmări de la mine. Și zic, măi, ceva se întâmplă cu tine. Vreau să știu de unde vine neghina asta în continuu. Zic, eu sunt aici, sunt malul tău, ești val. Să facem o mică paranteză, pentru că ai spus ceva cu totul deosebit și cei care au urmărit emisiunea au rămas impresionați de cât de deschis ai fost. Tu ai fost genul acesta în care căutai și spuneai la un moment dat, eu sunt acesta pentru că am căutat în permanență validarea celorlalți. Nu mai știi cine ești, ci erai o persoană care erai sigur că a primit validarea din partea tuturor celorlalți, dar n-ai avut un timp cu tine să spui, mă, dar eu ce vreau, eu cine sunt? Și înțeleg că ai găsit în ea lucrul acesta și cumva te-a găsit pregătit. Da, cred că Dumnezeu m-a pregătit ca să pot să observ aceste lucruri la persoana de lângă mine, să nu le încurajez, ci să le dau la o parte și de fiecare dată când venea, am spus, iubita mea, de 100 de ori pe zi, dacă vii la mine să mă întreb iar și iar și iar, eu înțeleg de unde vin lucrurile astea. Adică o să-i spui mereu, te iubesc, Diana, și noi suntem astăzi aici. Hai să ne reamintim povestea și o mai spuneți o dată, de două, de trei ori până când... A fost nevoie, da. Așa este, pentru că este atât de rapid creată, încât chiar dacă realizez că n-a fost o mână omenească, așa cum ați spus, cu toate astea știi cum e omul. Mai e frumos, e prea frumos, spun oamenii, e prea frumos ca să fie adevărat. Creștinii spun, e prea frumos ca să nu fie adevărat, pentru că Dumnezeu n-are cum să-mi dea altceva. Exact cum ai spus, palate și bogății, nu în sensul neapărat material, ci a unui suflet, da, duhovnicesc, resimțit prin ce spune Diana, prin pace. Diana, o propoziție și pentru tine. Te rog frumos, suntem la finalul finalului, deja s-a încheiat emisiunea. Ce-ți dorești? Slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu să vă urmărească și să fiți binecuvântați. Ai. Să aveți o căsătorie la fel de frumoasă cum a început. Ce să spun, deja sunt... Aș mai face încă o emisiune și încă una și încă una, că îmi place, dar nu se mai poate, trebuie să închidem emisiunea. Julian, îți mulțumesc pentru că ai acceptat să vii la emisiune și împreună cu logodnica ta, așa cum spuneam, peste 3 săptămâni veți fi una, soț-soție, același nume, felicitări. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă fie tot așa de bine cum vă este astăzi, să fiți frumoși sufletește cum sunteți și astăzi și să-L iubiți pe Dumnezeu. Mulțumim, nu-i așa, și pentru că și la noi a ajuns mesajul acesta atât de tonic, atât de dinamic. Pur și simplu ne-am trezit cu toții și suntem fericiți când vedem că oamenii pot să spună ținte împreună cu Dumnezeu și ele sunt atinse, dar ați văzut, tot împreună cu Dumnezeu. Și asta produce ce? Pace, bucurie și dragoste. Sunt Beatrice Lospa, toate bune! Hai să ne întrecem! Ah, nu mă pot ridica! Surănis, trebuie să sunăm la 112! 112, ce urgență aveți? Doi copii au căzut cu bicicleta. Copii răniți, avem localizarea din aplicație. Echipajul 1 se îndreaptă deja spre locație. Oriunde te afli în țară, alege să fii în siguranță. Aplicația Apel 112 este dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Ce ai făcut? N-am făcut nimic, serios. Viteză! Ești radar cumva? Bună ziua! Bună ziua! Subinspector Petruț Ianuț. Am aplicat să verific centrul de siguranță copilului nostru. Ah! Puteți deschide ușa de spate? Sigur, vă rog!